e corect. Deci, da. Grigorescu te-a chemat pe tine aceea? Și pe Elena? Elena ne-a chemat că a venit cu organigrama de la Craiova, dar are 5 posturi aprobate. Da, Căminul Cultural, la muzeu. E foarte bine, că da, asta e un lucru minunat pentru... Mai dă 5 locuri de muncă, că e lucru foarte bun. Păi, Dorina, eu trebuie să plec astăzi. Păi, eu vreau să vorbesc cu dumneavoastră, că la 4 plec și eu cu... Păi da, dar ne vedem că eu vin marți de la București. Da? Uh-huh. Vin sigur marți de la București. Nu i-am dat niciun răspuns. Am zis să mă consult cu soțul să-i spun despre ce e vorba. Sunt unele sunt de funcționar public. Eu nu vreau să renunț la pensie. Dar bine, discut cu dumneavoastră, să vedem. Păi nu, cum e treaba ta, e alegerea ta. Dacă e funcționar public, e alegerea ta. Nu, bă, ce-ți discuți cu mine? Că eu nu pot să hotărăsc pentru viața ta. Normal. Nu că nu hotărăsc nici cei de acasă pentru mine, că acum să-și vadă fiecare de treaba lui. Că eu le-am mai spus, nu stau la mâna nimănui, eu vreau să fiu independentă și asta de asta. Mă bucur că pleacă și asta, mă mai liniștesc. Da. E bine că a luat la facultate, că este se integrează într-o altă lume. Da? Bravo, felicitări! Da, a luat la facultate, a luat și permisul. Acum așteptăm zilele astea să vedem. Am scris-o la o policeală catolică, Sfântul Iosif. E în spatele primăriei, de la Nicoleta, de la salon, un pic mai în față. Unde cumnatul, taică meu de mână, e director acolo și fiesa secretară, a zis să facă lea cu o meserie. Să vedem acum ce sunt. Ce să prinde de ea? Eu încerc. Că practic eu încerc, când eu am întrebat ce vrei, nu știu ce-a vrut pentru ea, zic, dacă nu știi tu ce vrei, lasă că încerc eu. Doamne, Dumnezeu să fie cu ea și să o ajute, și că... Mâine, eu am contract cu o clinică din Austria, în anul 2 și 3 fac practică în Austria, toată perioada de vară 3 luni și o parte din banii au 1200 de euro. 600 ea școala, 600 ei. Foarte bine. Vreau să dețină și de una și de alta, ar fi bine. Foarte bine, foarte bine, mă bucur, mă bucur din suflet că până la urmă tu știi că iubesc fetele foarte mult și sunt în stare de orice pentru ele. Anul școlar la Sfântul Iosif și mă duc din seara asta cu ea, i-am găsit unde să stea două săptămâni și după aia am făcut rost de cameră la cămin, la căminul de 5 stele. Oh, bravo, bravo. Baie proprie cu plasmă, cu frigider, m-am un cuptor cu microonde să-i cumpăr și... A, ăla e ieftin, e vreo și cu 1,5 milioane găsești. Da, 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 da. Foarte bine. Vă văd plecată că mă scap, că nu m-am săturat, mă credeți cu amândoi. M-au creierit. De ne... Dacă Bogdan mă certă de dimineață, mamă, tu ești de vină. Lasă-i dracu, îmi place să facă fiecare ce-o vrea. Păi pot că nu pot, că nu e... Na. Dorina, uite, am un pic de treabă și aștept telefonul tău marți sau miercuri, da? Da. E ok? Bine. Tu, că sunt ocupată și am organizat ceva la București și la Timișoara și nu am timp de... Da, da, da. Da? Bine. Vă sun marți sau miercuri. Bine, 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 bine. Te pup, pa, 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 să trăiești, pa.